Municipalitatea continuă lista investițiilor în unitățile de învățământ. Printre acestea se numără și școala numărul 5 Nicolae Iorga, unde seria investițiilor continuă. După ce au fost făcute lucrări în interiorul școlii, precum și dotarea unității cu diverse echipamente tehnice, anul acesta au fost demarate mai multe proiecte. De ani buni nu au mai fost făcute intervenții la terenul de sport sau în curtea școlii, ceea ce a dus la demararea urgentă a unui proiect ce se derulează în următoarea perioadă. Terenul de sport va fi prevăzut cu nocturnă și mochetă sintetică, iar cel mai probabil lucrările vor fi finalizate anul acesta. Primăria municipiului Slatina a investit și anul acesta în amenajarea terenului de sport, având în vedere faptul că suma este destul de mare, se derulează o construcție ce urmează a fi finalizată cu nocturnă, cu mochetă, în așa fel încât orele de sport să fie derulate în condiții optime. Lucrările vor continua și în curtea școlii, unde de ani buni nu au mai fost făcute investiții. Primăria intenționează ca în zona respectivă să amenajeze și noi locuri de parcare. Acestea vor fi realizate după ce va fi mutat gardul unității, iar unul dintre terenurile de sport ale bazei sportive ale CSM va fi de asemenea transformat în parcare. La nivelul terenului de sport nu mai fuseseră făcute investiții de mult timp. Urmează ca în anul următor să continuăm investițiile, să se finalizeze aleile, gardul și eu zic că școala va arăta foarte bine. Lucrările aferente terenului de sport au o valoare de peste 500.000 de lei, iar pentru celelalte se așteaptă bani din bugetul pe anul viitor.